Neața, neața, hai la treabă. Ne vedem la zugrăvit de pereți. Hai, ceau. Am deschis poarta. Bif, spre interior. Păi n-o piui nimica. Păi și nu e ok. Păi dar nu se aude. Am ajuns la pală. Acum o să începem să dăm cu tifel. O să continuăm să dăm cu tifel, ca și ieri. Doar că nu mai dăm la pistol, pentru că merge foarte greu și compresorul se solicită foarte tare, foarte puternic. Și ne-am oprit din chestia asta. Am fost să cumpărăm niște trafaleți, niște role de trafalet și o să dăm la mână. Nu știu cât de bine se vede. Aici în spate am dat ieri cu pistolul. Arată destul de bine. Din prima mână, eu zic că e ok. Așa, la o primă trecere să tai cu pistolul și să iasă așa alb, e acceptabil. Să vedem cum o să iasă acum la rolă. Ca să dăm la rolă cu bâtul. Na, avem și tavanul. Tavanul încă nu-i dat. Am zis să dăm, na, cum e mai ușor. Să dăm cât mai bine. Dar mie îmi place cum arată, adică, na, e alb. Reflectă lumina foarte bine. Și o să fie fain aici, adică, na. Și dincolo a fost foarte fain. Și încă îmi place și dincolo, pentru că e mare. Foarte mare spațiu, poți să desfășori foarte bine dacă ai un proiect mai mare sau dacă lucrezi la două proiecte în același timp, ai loc unde să te desfășori. Aici va trebui să ne împărțim foarte bine toată treaba, nu o să putem să lucrăm la două chestii deodată sau poate la două chestii foarte mici, la două proiecte foarte mici o să putem să lucrăm. Și dincolo, Ionel a făcut cu gri. Na, lui i-a plăcut să facă cu gri, numai că griul ăla nu prea reflecta lumina și nici lumina nu a fost destulă acolo. Na, erau câteva nemoane, ne-am cam chinuit așa, ne-am cam chiorât cu lumina. Și aici o să punem, vrem să punem așa, odată pe dunga asta, așa pe lateral, o linie de lumini și după aia mai o linie aici pe partea asta, așa o să fie două linii de lumini. Vrem să punem niște neoane, să vedem și cât ne costă neoanele, că nu le avem, dacă nu becuri, dar oricum o să fie două linii de becuri, măcar 5 becuri pe fiecare linie, o să fie lumini. Și da, aici o să vină o masă. Pe partea asta la altă iar o masă. Pe mijloc o să punem sculele. Sculele mari, apric, tubanzicu. Da. Hai, ne vedem la rol, la tifer. Yo, cam asta e diferența la prima mână. S-a albit destul de bine spațiul. Filul s-a apucat de apă tavan.
Se cam termină titlul, am luat 9 găleată. Poate mai luăm una, nu știu, sigur. Ia zi, băi, cum merge? Greu, la mea, de tavan, de pe tavan e grele. Da. Păi, dar oare o pensulă, nu găsim, mai să dăm pe la colț. Știu, vine să nu se iau compresorul de la hală, să dau pe tavan. Că n-are ulei oars în el și merge. Da, uite așa arată. Trebuie să mai o suce așa pe alocuri. Și nu știu, la a doua mână cred că o să fie spectacol. Spectacol! Ai făcut gălăgie cu scară. Las-o, dă o dracu! Bagă, bagă! Alb Cavaro, Tifelu. Eco! Să se audă peste deal, să se audă peste voi. Gaura dă-n tavan. Na, ăsta e spațiu. Ăsta e lui spațiu. Băi, Gicule, hai și tu aici. Să arăt spațiul la oameni. Nu fuma, nu trucă, înnegrești pereții. Îngălbenești pereții. Asta e proaspăt. Nu se face așa repede. Da. Bă, eu zic că arată bine. Mai avem de dat pe aici așa, pe la muchia asta. Frumos. Și pe tavan mai mult, deși pe tavan, unde n-am insistat eu prea tare pe acolo. Ce zici? Ai băgat un pet, frate, în gaura asta. Ce? Ai băgat un pet de cola în gaura asta. Da, cred că e top. Să nu vină apa de pe acoperiș. Am venit. Vezi aici? Rugină. Înțeleg încă curge. Rugină sau umezeală? Uite și mai încolo. Da. Înseamnă că încă e scurs. Azi nu mai vorbim deloc. Da. Ieri mai eram așa. Încheierea ar trebui făcută mută. Pe mut. Mai, da, astăzi. Caput. Păi ce, s-a arătat la lume ce am făcut în mută? Am arătat un pic, dar la final l-am arătat. Finalul, gen de azi, finalul săptămânii. Apoteotic. Da. Am consumat toată găleata de tifel, am dat-o, numai că mai trebuie o mână. Și arată bine. Adică e mai bine decât credeam că o să fie. Mult mai bine. Și vineri, merem gata, merem acasă, merem la bere. Voi dați like, share, subscribe, apăsați pe toate butoanele, dați mereți, acolo. Mereți și voi la bere. Mereți și voi la bere, în timp ce mereți la bere, dați-ne, ne dați acolo like, toate cele fine, că ne ajută foarte mult și avem nevoie. Și când ajungeți la bere, mai arătați clipurile cu noi și la alți prieteni. Să bea și eu bere cu noi. Să bea, și, da, pentru și pentru noi, și noi cu voi, și noi cu ei. Și vă salutăm. Ciao. Ciao, Colom. Am culcat de vreme, sau na, în limite normale, dar... Luăm trafaleți. Piu, piu! Din piață? Este prosperă. Este viață la piață.